Bună ziua, Moldova! Bună ziua, moldoveni de pretutindeni. După cum vă dați seama, astăzi eu și astăzi vreau să vin în fața voastră cu o poezie scrisă de mine, dar pe care nu știu cum să o intitulez. Așa că aștept ideile voastre în comentarii cam cum ar trebui să numească această poezie. Deci, poezie. Autor Brânțov Eugeniu Privind gândurat la mine, în oglinda de pe masă, înțeleg că mi-e de viața mea, de a mea casă. Mi-e că la vârsta mea n-am un fier de bogăție căci bunătatea, omenia mea, pentru mulți e o prostie. Mi-e rușine că femeie, dragi, pe care sincer o iubesc, fără bani mulți în nici ei nu îi prea trebuiesc. Căci azi toți văd stabilitatea în averea care o ai. Azi toți văd stabilitatea în banii care poți să-i dai. Nu în stimă, omenie, sinceritate sau respect. Azi visul de a avea bogăție e văzut de toți corect. Dar visătorii cei ca al de mine sunt priviți chiorâși de toți. Mai corect vorbind în fine... Ne-au de proști sau idioți. Și acum, scriind chiar mi rușine de cuvintele scrise mai sus, căci bunătatea, sufletul din mine, ca orice bani mai presus. Așa că lasă ei să se mândrească cu banii care -i iau și îi dau. Căci omenia sufletească ei n-au avut-o, nici nu au. Iar eu chiar o să mă mândresc cu casa mea, cu-a mea ogradă, căci Tatăl nostru cel ceresc dorește oameni să ne vadă. Oameni sufletiști și vii ce luptă cu alor păcate nu niște mârși avestafii transformate în bancomat.